Noi trebuie să fim luciți și să înțelegem cu adevărat ce se întâmplă în jurul nostru. Să fim atenți. Părintele Arsenie Papacioc spunea mereu, trebuie să fiți prezenți. De ce înseamnă să fim prezenți? Înseamnă să nu dormim. Înseamnă să ne alegem vocile pe care le ascultăm. Înseamnă să începem să distingem între aceste voci. Între aceste voci. Cel care nu riscă niciodată nimic, nu e o voce autentică. Da? Vocile autentice plătesc cuvintele pe care le spun. Așa cum cei din 14, din 16, din 21 au plătit strigătul vom muri și vom fi liberi. Încă și Cezarul le-a spus, da, așa e, fraților, veți muri și veți fi liberi. Omorându-l totodată. N-a fost un schimb de cuvinte, a fost un schimb de fapt. Deci cei care nu riscă pentru cuvintele pe care le spun celorlalți, trebuie să medităm la cât de autentice sunt. Și mai se întâmplă un lucru extrem de important și care trebuie să devină vizibil și cred că este din ce în ce mai vizibil pentru noi. Enorma presiune care se exercită asupra Bisericii este o presiune enormă, nu numai mediatică, este o presiune economică, politică, socială, da? Este o îngrădire, o întinguire, o descurajare, da? A Bisericii în cuvântul pe care ea îl spune, în îndemnul pe care ea îl dă. Pentru că ea a dat îndemn, ea a spus cuvintele care trebuiau spuse. Acolo unde le-a putut spune. Și în primul rând în biserică. În rest, trebuie să ai voie să vorbești. Cine n-a înțeles până acum că în rest trebuie să ai voie să vorbești și că nu te plimbi așa pe bulevard și te invită lumea ba la B1, ba la Antenă, ba la ProTV, are o problemă. Nu te invită nimeni nicăieri. Ca să spui un cuvânt și mai ales dacă acel cuvânt vine din spațiul bisericii. Deci această enormă îndinguire, această enormă presiune, ea așa s-a făcut simțită în cadrul referendumului. Asta trebuie spus. Că cuvântul bisericii, acțiunea bisericii este îndinguită atunci când acțiunea, îndemnul și cuvântul vizează treburile cetății. Da? Pentru că principiul care este la ordinea zilei, alături de această, nu, acest imperativ spus, citit mai înainte, este că noi, creștinii, trebuie să evacuăm spațiul public. Spațiul public nu este pentru acțiune creștină, nu este pentru ficțiune creștină, nu este pentru cuvânt creștin. Spațiul public nu poate primi soluții creștine sau fundamentate creștine. Da? Asta este principalul lucru care se spune. Deci, în momentul în care există o presiune teribilă, o contrapondere la aceste cuvinte, trebuie să existe, bineînțeles, și efecte. Efecte de confuzie, de intimidare, de... e normal. Da? Toți suntem oameni, toți începem să ne punem întrebări. Dacă auzim din 10 locuri aceeași poveste negativă, înseamnă că, mă rog, cine știe ce... începem să credem, suntem supuși greșelii. Și când mecanismul este zilnic și începe să devină rutină, deci asta trebuie spus. Dacă tu spui, nu, domnule, biserica n-a făcut decât 30 de ani să se vândă clasei politice. Ăsta este cuvântul unuia dintre cei care a fost la lansarea cărții despre referendum, da? Biserica s-a vândut 30 de ani și iată ce a primit în schimb. Trădarea clasei politici, spuse cu nonșalanță, spuse cu încredere, dată ca edictum. Păi unde s-a vândut? Cui s-a vândut? Nu spui că există această teribilă contraofensivă împotriva bisericii, împotriva cuvântului și împotriva îndemnului de a te preocupa ca creștin și de treburile publice. Că
Că e în locul vieții noastre. Deci, cred că asta este unul dintre răspunsuri la acest n-a fost să fie. Nu e eternul fatum al nostru, sau mă rog, așa zis, n-a fost să fie, nu s-a dorit să fie. Mulțumim!